Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apă, dacă ar fi fost vorba doar de apă, nu cred că mai aveam știrea următoare. Da, nu știu cât poate sta Lidia Buble sub apă. A intrat la apă cum ar veni și nu în sensul că s-a micșorat, ci că a intrat în bocluc. Deci a fost trimisă în judecată pentru dare de mită într-un dosar în care mai sunt judecați niște polițiști. Dosarul e la Tribunalul București. Povestea în sine este, ce să zic, savuroasă. Ne pare rău pentru Lidia, pe care o apreciem, care are o voce grozavă, a fost în studio de multe ori. Dragă. E foarte dragă, dar a intrat în bucluc ca un copil neatent, săraca de ea, și sperăm să treacă cu bine peste asta sau, mă rog, să-și plătească datoria față de societate, că asta e. Deci, povestea, cum spuneam, s-a întâmplat în februarie. Lidia Buble era cu mașina într-o noapte, mă rog, vorbea la telefon cu un prieten și aparent, băuse ceva, spune ziarul, gândul pe surse. Și filtrul, polițiștii au tras-o pe dreapta, i-au cerut să sufle în etilotest, la fiolă. Prietenul tot la telefon, e important detaliul ăsta. Și Lidia l-a întrebat ce să fac. Dă-le o șpagă, i-a zis ăla. Și Lidia a început să negocieze cu polițiștii, amicul tot la telefon. În permanență ăla stătea la telefon, un circ întreg. În cele din urmă, surse din anchetă, iată, au declarat pentru gândul că artista ar fi reușit să-i convingă pe polițiști să accepte șpaga și să o lase să plece. Deci mai întâi a negociat, prietenul pe telefon, hai, vă rog eu frumos, și-o fi zis acolo. Doar că n-avea cash la ea. Doar cu cartă. Vezi, de-aia e bine să ai cash. Cash la tine. Eu când vă spun. Da. Așa că a urmat o nouă negociere și o nouă înțelegere. Le-a cerut agenților să o însoțească până acasă să le dea șpaga. Înțelegi? Ce tare. Dar n-am șpaga la mine. Hai, veniți să vă dau eu bacșișul sau șpaga, ce nu știu ce. Ăștia, prostovanii și polițiștii aia au zis ok. Dar de ce prostul? Adică băi, băi, cum te duci? Deci, hai, ne-am înțeles pe șpagă. Hai să mergem cu ea, nu știu unde să ne luăm șpaga. Serios. Ea nu era o misiune acolo? Păi asta, adică zice, să... Și-au părăsit postul. Șpaga asta crezi că se dă la ghișeu? Trebuie să muncești un pic pentru ea. Adică dacă ai găsit clientul și n-are cash la el, te duci cu el. Da? Faci, păi, dar o altă treabă, era un patrulare. Păi, era o misiune. Hai, mă, mergem până unde stați? Unde locuiți? Și care e cuantumul? Că vedeți că pentru deplasare mai avem o extra taxă de 200 de lei. Bun, deci s-au dus cu ea. Acasă Lidia ar fi constatat din nou că n-are bani cash. Drept pentru care a luat un card și a mers la un bancomat. Ăștia după ea. Deci s-au plimbat prin tot orașul, înțeles, s-au dus acasă, colo-colo, să-i dea... Se plictiseau, mă, că noaptea acum, de când cu restricțiile, nu prea mai e treabă, știi? În sfârșit a scos acolo suma pentru care se învoise cu agenții de la rutieră, 900 de lei. A rezolvat. Ia uzi. Și după aia l-a sunat din nou pe amic și i-a povestit pe îndelete și cu detalii toată tereșenia. Uite cum am făcut, cum nu știu ce. Doar că telefonul acestui domn, sunat de Lidia Buble, era monitorizat de DICOT într-un dosar de crimă organizată. Opa! Deci, procurorii, imaginați-vă, adică anchetatorii au auzit și înregistrat, evident, întreaga discuție și negocierii cu polițiștii pe ambianță. Toate sfaturile pe care îi dădea ăla, după care și toată povestea repetată de săraca Lidia, așa rezultă deci din... practicau toate detaliile. Da, domnule, au totul, înțelegi? Registrat. Da, înregistrat frumos, confirmat, practic certificat. E mărturia... Da. Și că explicațiile de după, adică toate detaliile. Așa că asta e, procurorii au deschis și un dosar de corupție pentru fapte de instigare, dare și luare de mită și în afară de faptul că îl au pe domnul ăla înregistrat, deci ca să vezi, a avut, ce să spun, a avut ghinion. Nu era mai simplu să predea carnetul? Cât de greu ar fi fost? Predai carnetul, asta e, ai greșit, îți asumi, la revedere, pa. Nu? Bine, nu, cred că cel mai simplu ar fi clar. Fost să nu se urce la volan după ce a consumat ceva, indiferent. Asta. Adică, cred că asta e cea mai bună decizie în cazuri de genul ăsta. Categorii. În primul rând, da? Da, suntem asta șoferi. E, mașina o iei a doua zi. Dacă... Alcoolul ca alcool, asta e o chestie intenționată, dar se întâmplă. Treci pe roșu, depășești pe linia continuă. Bă, ai greșit. Frate, îți ia carnetul, ce faci? Eu v-am zis că am scăpat odată, fiind sincer. Prostiile, nu știi ce se întâmplă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.